Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou match de League of Legends. De această dată joc cu Vel'Koz, mid, cu Ocu. O să joc în match-ul ăsta și o să maxez Q. De obicei maxam W pentru că farmez mult mai lejer așa. Dar cineva mi-a sugerat în comentarii să joc Vel'Koz, dar să maxez Q-ul. Așa că o să încerc de data asta să văd cum o să meargă dacă maxez Q-ul. Sper să reușesc să farmez la fel de bine ca și cum aș avea W-ul la maxim. Sunt gold 5. În caz că vă întrebați, cel mai sus am fost gold 1. N-am reușit să promovez în platina și am tot căzut după aceea. Sezonul acesta am început din Silver 4. Da, Silver 4. Am avut 7 victorii și 3 înfrângeri la meciurile de plasament. Nu știu cum am căzut chiar atât de jos în Silver 4. Sezonul trecut am terminat în Gold 4. Mă așteptam să încep undeva din Silver 1, sincer. Dar ar fi fost ok și Silver 2 dacă eram. În fine. Oricum, am intrat destul de lejer înapoi în Gold. Sezonul ăsta încerc să ajung platină dacă reușesc, dacă nu, nu e nicio problemă. Talon e destul de nervant pe mine, sincer. Oricum, contează cât de bine joci campionul, nu neapărat ce campion joci. Și nu cred că există counteri. Dacă cineva joacă mai bine cu Vel'Koz, de exemplu, decât cealaltă persoană cu presupusul counter al lui Vel'Koz, o să câștige Vel'Koz. Deja am ratat o grămadă de minute, trebuie să încep să mă concentrez la joc, să nu mai vorbesc atâta. Și el are 15. L-am lovit doar ca să-mi activez pasiva, să-mi dau true damage-ul. Mă-mi pare rău într-un fel că n-am luat ignite-ul. Din first blood-ul. Da, cred că e mort. Hai că e ok. Deși mi-am folosit flash-ul pentru asta. Mi se pare foarte tare Vel'Koz mid, mai ales acum în patch 6.11. Îmi plăcea și înainte, dar acum parcă e mai puternic. Și l-am jucat mai mult suport înainte. Thank you.
Bun. Să merg baza, să-mi cumpăr cizmele de cauciuc. Și la un reduction. O să fac oare prostia asta când dă mana. Nu, o să fac cooldown reduction. O să cumpăr și un ping. Cumpăr. Și ne întoarcem înapoi pe mid. 30, 35, ok încă. Că s-au retras. Sper că nu se bagă pe el. Sau? Hai că merg să-i ajut. Dacă s-ar mișca un pic mai rapid, ochiul ar fi genial. Măcar acum mai stresez și eu, dacă tot. Cred că o să moară cineva aici. Super ca lumea ochiul. Nu, nu s-o retras asta. Dacă știam, rămâneam și eu acolo. Cum o să moră și Caitlyn. Sau nu? Atât timp cât ia Morgana kill-urile și nu AD carry-ul lor sau Talon, e ok. Cine-i jungla ăla e? Ah, Bard. Nu cred că o să fie foarte relevant în match-ul ăsta. Deși nu-i foarte rău Bard jungla. Să-mi iau blue buff-a. Pink ward-ul ăsta cred că era mai ok dacă îl puneam aici. Să nu uit că trebuie să maxez. Nu știu ce am cum a arăcat-o. Să maxez Q-ul și nu W-ul. Hai că n-am luat cine știe ce damage. ...44-47, se menține, asta destul de bine. E cât posibil să încercați să vă activați pasiva dacă... ...mai ales dacă jucați contra unul care e melee. E cât de aproape. Cred că avea pink acolo. Nu-i mort, serios? Mă așteptam să moară, sincer. Altfel nu foloseam ultimata. Da, e mort acum. Bun. Deci aș fi preferat să iau eu kill-ul. Dar e ok și așa. Tot timpul să vă concentrați cât mai mult pe farm, mai ales în early mid game.
ce noroc am avut. Merg să ajut pe ăștia aici. Bun. Și-o da și ăsta flash-ul. Uite-l pe Bard. Sigur. Posibil să vină și botul acum să ajute. Partea bună e cam ultimata și în cască. Se strâng la un loc. O să-i sparg. Drake-ul ăsta e foarte bun, trebuie să-l luăm neapărat. Nu știu dacă vrea să-i facă sau nu dai. Nu a ieșit foarte bine chestia asta, așa cum s-ar putea să pierdem și Drake-ul. O să-și dea jump aici, eu. Sau nu? Da, o să moară ăsta, jungler-ul. Era clar. Bun, mi-am făcut core item-ul. Item-ul de bază. Noroc că l-a spart irelia pe jungler-ul lor. Da, nu o să încerc să iau Drake-ul cu Janna doar. Așteptăm să revină și Olaf. Nu așteptam să-mi dea atâta damage Talon la faza aia. Trebuie să aplic măcar stack-urile astea ca să pot să-i dau true damage la al treilea. Hai că sigur o să vin aici. Foarte bine că am luat și Drake-ul ăsta. Ăsta e cel mai puternic dintre toți. Tackle Johnny. Serios? No, ia, mă, bă, dar nu puteți să mai stai, mă, o secundă, mă. Asta e normal, dacă a murit și nu a avut nici ward, încearcă să găsească pe cineva pe care să pună vina. Tipic League of Legends. Să vă arăt acum pingurile. Velcosina de enemy, bla bla bla. Deci l-am dat. Nu a fost 5, a fost 1. Și probabil că am mai dat și înainte, cel puțin. Fac aici push, că n-au cum să piardă. Acolo 3v1, mă gândesc. Deși nu m-ar surprinde, până la urmă. Serios?
fuge acum, zdreanță. Să încerc să iau tureta la asta, o să pierdă și top, cred. Aici să nu primesc gank sau măcar să văd când primesc gank. Stai acolo. Dacă nu-mi dădeam flash-ul, mă făcea. Zi-mi-te rog că l-am pălit. Nu, mă! Fai, băga mea și piciorul în ultimata lui. Nu știu de ce mi-i recomandă, eu ne-am boots. Nu, nu o să-mi fac eu neambuț. Și o să-mi cumpăr un ping. Să-l am tot timpul când își dă ăsta ultimata. O să văd, poate-mi fac Rabadonul sau... Cum dracu-i zice la asta? Luden's Echo. Depinde cum o să meargă jocul. În ce direcție o să meargă mai exact. Momentan e destul de echilibrat. Și mă disperă că are asta 4 kill-uri. M-a omorât de 2 ori, cred. Nu sigur. Să fiu foarte atent, care asta o grămadă de burst damage. Dacă nu păstrez distanța, mă scoate lejer. Trebuie să mergem neapărat în direcția... Da, era clar. Mai fi mort. Bun. Era culmea să scape acolo în faza aia, adică nu. Până când să ai tot noroc. Serios, mă, hai mă, du-te naibii! Gata, Echo acum. El dă dive fără ultimată. Cred că o să merg până la urmă pe Rabadon. Măcar să fiu cât mai relevant în teamfight-uri. Sper să ajung în timp util. Drake-ul e clar ea nostru.
nu te duce chiar să resetează. Dar merge ok și cu Q maxat. Bine, acum e clar că n-am jucat nici o genial contra la Talon. Dacă e până acolo. Dar nu știu, parcă îmi place mai mult să joc cu W-ul la maxim. Farmez mult mai lejer. Ești gata. Sau? Sau da. Mori asta? Da, e mort. Asta este. Da, e gata. Ultimata, mă. Sau? Nu am avut. Îi vei acum. Lăsăm pe Echo, da. Ai gata, Tureta. Nici eu nu cred că mai scapă. Hai, Olaf, să-l spargem pe Johnny. Ok. Deși dacă se ducea în spatele meu, putea să mă omoare și să nu mai dau damage-ul cu ultimata. Dar nu s-o poziționa corect și l-am spart. Nu știu cum au reușit ăștia să-l fideze pe ăsta, halul ăsta, dar... E bine. Mentre am 50 gold de la aștept. 40. Acum în team fight, dacă stau în spate și dau ultimata de acolo, n-au nicio șansă, știi. Oricum, match-ul e câștigat în proporție de 90%. Și dacă ne bat odată și fac ace, n-au nicio șansă să spargă toate turetele, adică, nu, dacă vin pe mid, 5 turete. Până la Nexus, 6 chiar. Bă, nu, 5, 5. Nu știu, i-am scos eu 6, da? Da. Joacă foarte prost Sivir. Nu, e gata, asta și cred că o să mor și eu. I-am dat și true damage-ul. Nu mai scap. Măcar, le-am dat slow-ul ăștia. Da, Olaf, sigur. Nu știu de ce-o făcut chestia asta, adică era evident că o să sară din boschet pe ea și după aia o să scape. Nu, face treaba bună asta cu Irelia. 9 cu 2. Nici o șansă nu mai o știe. Cred. Sper.
A, deci cu velcoz, eu cel puțin o să maxez W-ul. Nu-mi place cum merge cu Q maxat, deși ai mai mult damage. Îmi place mai mult să pot să farmez liniștit decât să am, nu știu, damage-ul ăsta care cred că e totuși single target. E foarte greu să prinzi la mai mulți. Da, ăsta e mort. Era clar. Și v-am zis că nu o să fie relevant. Bard. Nu e un jungler. Genial. Nici nu știu după ce și-o luat. Bard jungle, adică, na, fiecare alegerile lui. Eu mă bucur că l-a luat. Practic a fost irrelevant tot meciul. N-am niciun gang să fie ca lumea de la el. Bun. Să-mi fac și Ludan Seco. E foarte ok că îmi dă movement speed-ul. Și ochiul se mișcă destul de greu. Are 10 kg. Trebuie să prindem acum un teamfight ca lumea. Să testăm un pic ultimata pe ei, la grămadă. Trebuie să fiu atent să pun și ping cu un cască, o să intre ăsta, talon pe noi. Ai, gata. Oh, ia să mă rupă. N-am dat prea din spate. Da, e ok că am luat kill-ul. Cam asta a fost meciul. Om, acum vrei să mă mori. Bun. Cam atât și cu acest episod. Până data viitoare, salutare!